că cum ar fi spus Andrei, salutări faini ai sportului. Pe ocazia asta te salut, Andrei. Salutări faini ai sportului, eu sunt Florentin și bine ați venit la un nou video alături de mine. Astăzi tot din jurnalul meu, episodul cu numărul 12. Am ajuns la 12 episoade din jurnal. Așa că e un pic aglomerat pe aici cu mașini, trec pe sub, imediat trec pe sub un pod în Sibiu, prin parc. Vă explic în 2-3 secunde și de ce sunt eu pe aici și de ce mă plimb. Cred că au trecut săptămâni bune de când n-am mai vorbit. Da, e greu. E greu să ții pasul și cu YouTube. Când nu faci YouTube de performanță, e greu să ții pasul și cu viața personală și cu activitatea profesională, să zic așa. Deci n-am mai postat în ultimul timp, efectiv din cauza asta. Multe antrenamente, încă am avut weekenduri în care mergeam la schi, ba pentru mine, cadre cu schi, ba să mai predau și să învăț copii să schieze. Și parcă așa aveam și o lipsă acută de chef de a mai filma, de a posta. Cred că așteptam de fapt vremea asta frumoasă de afară ca eu să pot să filmez din nou. Bun, despre ce o să vorbim noi astăzi? Episodul cu numărul 12 din jurnalul meu spune așa. Noi ne-am întors înapoi în parc. Un lucru foarte, foarte bun. Flux a început antrenamentele în aer liber, așa că toți tinerii și adulți care vor să învețe street workout și au peste 14 ani se pot alătura echipei Flux în Sibiu. Sunt câteva reguli în spate, o să le aflați dacă aveți o astfel de dorință de a vă alătura echipei noastre. Mai departe, parcul de street workout din Sibiu, cel din parcul Submarin, este plin ochi de oameni. S-au închis sălile de sport și se pare că toți sportivii care țin la continuitatea lor în antrenamentele din sală au ales să vină și ei în parc, în parcul Submarin și cred că și în alte parcuri. Că noi avem 3 parcuri de street workout în oraș și urmează și al patrulea. Așa că e plin și cumva asta îmi dă niște emoții. Îmi dă emoții că să ne închidă ăștia și o să zic că parcul este imposibil să-l mai folosim. Și nu vreau să se întâmple asta. Așa că sper din tot sufletul că oamenii să înțeleagă, să păstreze distanța, să se vaccineze. Eu personal o să urmez să mă vaccinez. Tata e deja vaccinat, mama cu mine odată. Cum ieri am fost la schi, am așa o oboseală pe tot corpul și nu-mi vine să alerg. Mai iau un pic la pas așa alergător, să întrec cu oameni și după aceea mă plimb. Vreau să mă plimb câțiva kilometri, un pic de aer curat, e prin pădure, în parcul Submarin, în Sibiu, fără mască pe aici așa. Nu cred eu că mă infectez de la mama natură. Încă ceva, am analizat puțin situația și deja m-am gândit la o dată pentru un prim concurs de street workout pe care vreau să-l fac și să-l promovăm. 17 iulie va fi Flux Summer Challenge. Data nu este încă oficială, eu știu ce se mai întâmplă până atunci, dar eu îmi propun ca în 17 iulie să avem deja primul concurs de street workout din țară, cel puțin din Sibiu. Hai că poate cineva face mai repede ceva și participăm. Astăzi, duminică, 12 ore, 11 aprilie. Doamne, ce săptămână ciudată a fost, o și nins. Deci miercuri am întâlnit cu o zăpadă dumnezeiască în parc. Nu venea să cred, a trebuit să dau cu mătura tot parcul. Și astăzi, duminică, e bine, fix duminică voi filma alături de echipă peste vreo oră jumate, așa. Duminica în familie, cred că episodul cu numărul 20-21, undeva pe acolo am ajuns. Ne vom aduna într-un alt parc, în parcul din Piața Cluj, o să-l vedeți. Și vom face o zi ușoară de antrenament, mai stăm în mâini, una altă. Eu sunt un pic rupt, repet, ieri la Transalpina, la schi, am și bronzat un pic. Nu mi-a fost ușor pentru că
chiar am avut o poftă de a schia și m-am dat cu plăcere pe pârtie. Era pârtia cea mare de la Transalpina, nu este o pârtie chiar ușoară. Alte ordine de idei. Of, mă bucur în sfârșit că mama natură vrea să țină cu noi. Multe planuri, proiecte, evenimente și tot ce trebuie să facem noi, acum stau să înceapă și acum trebuie să fie planificate. Am stat un pic pe tânjală, recunosc. Cumva am încercat să-mi încarc bateriile după un sezon întreg de schi, un sezon întreg de schi productiv, după părerea mea, și ușor îi dăm drumul la treabă cu antrenamente și tot ceea ce v-am promis că o să se întâmple. Echipa Flux este în picioare să-și facă treaba. Pentru mine personal, următoarea perioadă cu antrenamentele o să fie tare ciudată, pentru că m-am înhăitat așa cu câțiva prieteni să participăm la competiția aceasta denumită Spartan Race de la Cheile Grădiștei, undeva pe 5-6 iunie. Iunie este foarte aproape, după cum am uitat eu în calendarul meu, și ar că am trebuit să începem să facem multe, multe burpees. M-am înscris la proba de 20 de kilometri și cu vreo 30 de obstacole. Și dacă nu treci un obstacol, trebuie să faci 30 de burpees sau 50, nu mai știu, ca să înaintezi în probă. Și presim că la unele, poate, voi eșua. Așa că burpees, it's the way to go. Și încă ceva, vreau să fac vara aceasta. O să fie un videoclip foarte fain pe care îmi doresc tot sufletul să reușesc să-l pun la cap la coadă. 10 zile de bicicletă prin țară, de la curtea mănăstirii Putna până în județul Sibiu. Este un traseu, o să o ciucănitoare, este un traseu, se numește Via Transilvanica, care atunci când va fi complet gata va străbate toată România dintr-un cap în altul, de la Ucraina până în Serbia, cred eu, și bucata asta de 600 ceva de kilometri din Suceava, de la Putna până în Sibiu, este gata, continuă, și vrem să o străbatem. Și acasă va fi expediția verii mele și vacanța mea. Între timp, mini alte vacanțe, gen ieșit pe munte, drumeții și vreo două bootcamp-uri pe care vreau să le fac. Pardon. Coronavirus. Vesc. Trecut peste asta. Cele bootcamp-uri, unul va fi pentru Flux și unul cu siguranță vor fi și oameni din afara echipei Flux, ca și serviciu și produs. Așa că cu ocazia aceea mă puteți cunoaște personal și puteți învăța ceva de la mine. Când se apropie timpul de bootcamp și de a promova, o să aflați și voi. Poate vreți să vă înscrieți, să vă antrenați cu noi. Undeva în mama natură. Cu cazare, cu tot. Știi, înțelegeți voi. O să vă prindeți. Ca și concluzie la acest videoclip, nu vreau să fie lung. Am vrut doar să vă arăt că sunt în viață și că coc. Punem la cale chestii, le băgăm în cuptor și le dăm drumul, pentru că, în sfârșit, primăvara și vara este aici la noi. Vreau să vă rog ceva. Pe final de video, eu vreau să fac următorul videoclip, un Q&A, Questions and Answers. Scrieți-mi, vă rog frumos, în comentarii, mai jos în secțiunea de comentarii, ce întrebare pentru 2021 pentru Florentin din 2021 și toată experiența mea din spate, ce întrebare aveți pentru mine, și promit că la cele mai bune întrebări voi oferi răspunsuri adevărate. Până atunci, vă urez toate cele bune și spor la antrenament în continuare. V-am pupat, ciao! Bun, acum avem 1,5 km, trebuie să mai facem 3,5 km, cel puțin. Îi dăm să cânte. Prind. Ușor. Ia, așa se vede.
victoriei. Ce e aici? Opa!